Sunt 612 de cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate marți după procesarea a 2576 de teste primare. Din numărul total de cazuri, 9 sunt de import, inclusiv 2 persoane revenite din Marea Britanie, țară unde a fost depistată o nouă tulpină, mult mai contagioasă a noului coronavirus. 40 de îmbolnăviri sunt în rândul angajaților din sistemul medical. Numărul cazurilor active este de peste 9000, dintre care 5849 de persoane se tratează la domiciliu. A crescut și bilanțul deceselor. Sunt 16 morți, ceea ce ridică la 3070 numărul total al pacienților răpuși de noul coronavirus. Victimele sunt 9 bărbați și 7 femei. Ministerul Sănătății anunță că printre persoanele decedate se numără și un medic traumatolog. Ion Duminică avea 59 de ani și lucra la Spitalul Raional Hâncești. El era internat din 6 noiembrie la Spitalul Republican. De la începutul pandemiei, 66 cadre medicale au decedat. În prezent, în spitalele din țară sunt internați 2639 de pacienți cu COVID-19. În stare foarte gravă se află 244 de bolnavi, dintre care 51 sunt intubați. Pe parcursul zilei de marți, 730 persoane s-au vindecat.